Săptămâna trecută, când am avut consultări cu partidele politice, PSD-ul și ALDE, care au ținut să vină împreună la consultări, mi-au propus-o pe doamna Sevil Șaideh pentru poziția de prim-ministru. Am cântărit cu grijă argumentele pro și contra. Și am decis să nu accept această propunere. În consecință, solicit coaliției PSD ALDE să facă altă propunere. Vă mulțumesc!